Însă avem o declarație de ultimă oră. Ministrul Comunicațiilor, doamnelor și domnilor, vorbește despre acest caz. Îl ascultăm. De date de la camera de... Avem confirmarea că a existat un atac cibernetic, un incident cibernetic al cărei victime a fost Camera Deputaților. Au fost extrase date de aproximativ 250 de gigabytes, o parte documente personale, o parte date referitoare la dispozitive electronice ale parlamentarilor. În momentul de față, instituțiile statului își fac treaba și sunt la sediul Camerei Deputaților și urmează să emită un raport tehnic în baza căruia este evident că președintele Camerei Deputaților se va îndrepta împotriva răufăcătorilor. Am avut o discuție și cu domnul președinte Alfred Simonis. În clipa în care avem raportul tehnic, urmează să se îndrepte împotriva lor. Cine are responsabilitatea? Este atât STS cât și responsabilitatea directă a Camerei. Este responsabilitatea directă a Camerei Deputaților. Ce e foarte important să știe toată lumea, că în momentul de față avem pe rol mai multe modificări legislative la legea securității cibernetice pentru a năspri cât se poate de mult această legislație pentru a proteja cât mai mult oamenii. Și un alt element foarte important, odată cu realizarea infrastructurii de cloud guvernamental, vom avea una dintre cele mai bune infrastructuri de securitate cibernetică din lume până la finalul anului 2024. Asta vorbim despre ceea ce facem astăzi, acum. Ce e foarte important, România are instituții foarte bine pregătite în materie de securitate cibernetică. Noi suntem într-un stadiu în care față de anul 2023-2022, în fiecare an avem o creștere cu 10-12% a atacurilor cibernetice la adresa companiilor și instituțiilor publice din România. Avem o medie zilnică de aproximativ 25.000-50.000 plus minus în fiecare zi. Ține structurile Parlamentului din acel domeniu. Nu spun eu că da, tocmai ați spus până în momentul de față că ar fi fost. Dar și documentul. Întrebarea asta pe Secretariatul General, pentru că nu mă ocup de să depurăm la Parlament. Dar site-ul tocmai a fost refăcut. Și de site cu parții de dintre și de să fie o permanentă.